Unitățile de învățământ preșcolar din Petroșani sunt pregătite pentru debutul noului an școlar, care va începe luni, 15 septembrie, deschiderea oficială urmând a avea loc în parcul central din localitate. În Petroșani, în prezent, funcționează 8 grădinițe. În interior, clasele deja îi așteaptă pe copii, s-au făcut toate lucrările de igienizare, mai puțin Dimitrovul, care urma să intre pe o lucrare mai mare în exterior și reparația acoperișului. Lucrările vor începe, au început de fapt abia de ieri, ca să avansăm cu ele în toată luna septembrie și luna octombrie. După ce aceste lucruri vor fi făcute, pot să spun că toate grădinițele sunt ok din punct de vedere igienic și din punct de vedere al aspectului exterior. Noul an școlar va începe la capacitate maximă și la unitatea din cartierul Aeroport, care în primăvara acestui an s-a confruntat cu unele probleme. Cele două grădinițe din Aeroport sunt grădinițe foarte vechi. Lucrările, mă rog, care au fost acolo de-a lungul anilor, au afectat plafonul de la una din grădinițe, drept pentru care s-a întâmplat ca într-o noapte de sâmbătă spre duminică o parte a plafonului să se desprindă și să cadă. Noi am intrat în forță de a doua zi, am avut oamenii care au verificat plafoanele la toate sălile de clasă și s-a făcut o lucrare mare, în ideea în care s-a ras totul până la beton și s-a remediat. În momentul acesta noi sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva. Acestea sunt construcțiile vechi care la un moment dat cedează. În ceea ce privește locurile din grădinițele din Petroșani, acestea au fost ocupate în totalitate.